ceva, nu prind cu roșii. Ce sunt o face? Și cum de te cu viața merge bine. Chiar foarte bine. Spune, dar un pic ne-a dat bătăi de cap. Cu rixul, de auduri, de zăduri, de zăduri. Știi? Trebuie să le pădați vieți, să țin pe lider. Da, și un pic ca să încălzească, un pic așa. Cineva are nevoie de făiță, cănețelă, pe X-uri, când te-ar fi denotat, asta e informație multă, interesantă. Da, ce vă rog, ce X-uri, cine are nevoie de foi? Așa. 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 Asta să iei un mic concurs. Mic. Ok. Să înțeleg tot ce sunt în mare parte, cine-i pireal, cine-i pidem. Cine-i pireal? Trebuie. Real sau pidem? Cine-i pireal? Real, demo, să mergem. Cine are nevoie de voi? Ok. Noi la citind cineva ne cunoaște, cineva nu ne cunoaște, pe cineva văd prima oară, cineva vine mai des la masterclass-uri. Mie spune Cristiană, sunt noi și companie Double Case și astăzi împreună cu... Eu mă numesc Gheorghe, poate eu sunt fost parte în acea mea companie Double Case. Vom vorbi despre o temă interesantă, o temă care toți ați auzit, pentru că toți aici, practic, 100% din persoanele care sunt aici, au finisat etapa de practică la Double Case, și aici cineva care nu a trebuit cursul de practică. Nu toți astea au cursul de practică și ați învățat așa instrument ca Fibonacci. Cineva știe poate din înainte, mai de mult instrumentul, dar cineva a aflat acum la etapa de pregătire. Ce înseamnă Fibonacci? Dacă îl folosesc, cine folosesc Fibonacci? Practic toți, restul care nu m-a ridicat mâna, de ce nu folosesc? Deci sunt două motive, ori nu l-ați înțeles, ori nu vă place. Da. Așa, noi azi vom vorbi, ca de obicei, la etapa practică, noi învățăm două tipuri de Fibonacci, ele sunt mai multe, da? Noi învățăm care Fibonacci? Fibonacci linii și expansiune. Astăzi vom învăța alte două Fibonacci care nu se dau la lecțiile practice, dar se dau la lecțiile individuale sau la masterclass-uri, noi le oferim de asta. Până atunci, domnul Gheorghe, să fac o scurtă istorică a instrumentului Fibonacci, când a fost el inventat, ce unii mai folosesc acest instrument, după care vom merge etapă, pas cu pas, vom afla nouă despre alte două tipuri de Fibonacci care apoi vom discuta. Ok, deci știi cineva dumneavoastră în genere de cine este Fibonacci? Da. Da. Deci este un matematician din anii plus minus 1200 ceva respectiv. Deci ideea acestor instrumente, el a luat din Arabia și a descris el anume ideea aceasta în cartea sa, care se numește Liber Atace, dacă nu mă greșesc eu. Și iată studiind cartea dată, dumneavoastră spune mine. Ce cu tine? Continuă, Gheorghe. Trei scaune. Da. Și ne a apărut anume, iată, legea asta, cibărul lui Fibonacci. Știi cineva din asta? Da, asta e regula cibărului lui Fibonacci. Dar de unde a apărut? Cum a ajuns el la ideea asta? Vrea să stă la baza a tot ce este în lume și a făcut da, corect, corect, corect. Iată, această... El a început de la un experiment. El a vrut să vadă câte perechi de iepuri o să poată să obțină el într-un an de zile dintr-o singură pereche. Undeva aici, când asta e nimic. Și atât la sfârșit de an, el efectuând toate calculele acestea, a observat că anume cifre de date, ele se întâlnesc peste tot, în special în natură. Ia că ați auzit cineva dumneavoastră că plantele la fel cresc după șirul lui Fibonacci? Da.
Da, apare o frunză, pe care apar două, pe care apar trei, pe care cinci, și tot așa în continuare. Deci, noi știm că, haideți să luăm așa mai la început, fiecare instrument care noi îl folosim în analiza noastră tehnică, el are la bază o formulă, formulă matematică. Da, noi asta am învățat la partea practică, dumneavoastră. Și anume, iată, această formulă, cum așa să vă descriu, ca să fie mai înțeles dumneavoastră. Ce simplu. Noi toți știm cum se numește Fibonacci. Care e formula de formare a lui? E un șir de numere, da? Care? Cum se numește? Nu știți. Nu, astea sunt deja din formula lui matematică, dar el e un șir de numere care e 0, 1, 1, 0 plus 1 e 1, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 3 plus 5 8, 5 plus 13, după care 21 și în final până la infinit. E un șir de numere care merge continuu. Și evident, dacă împărțim, de exemplu, 8 la 5, mi se oferă tot timpul un număr cu ori 1361, ori 0361, ceva, tot timpul se repetă, adică coeficientul dat. El se folosește, cum a spus și domnul Gheorghe, în foarte multe. Chiar mai multe, spunem așa, natură, noi tot, galaxia noastră formată după principiul Fibonacci, omul, conul la braț și așa mai departe, noi am mai discutat așa etapa practică. La momentul actual, noi Fibonacci ca trader, unde îl folosim noi, adică din planul nostru de tranzacționare, unde folosim noi indicatorul Fibonacci? Păi DS trader, unde îl folosim? Avem așa direcția, intrarea și punctul de ieșire, unde noi folosim indicatorul Fibonacci? Trebuie. Știm direcția. Adică noi putem folosi ca acest indicator Fibonacci ca intrare, ca direcție. Nu. Adică e numerată nouă direcția, noi nu putem stabili direcția cu acest indicator. Intrarea și ieșirea. Într-adevăr, aici, mai ales instrumentul Fibonacci expansiune, este un instrument foarte des folosit de traderi care tranzacționează pe activele, pe piața de capital sau pe piața unde nu poate pune nivele maxime. Adică noi sunt recorduri, da? Adică noi punem nivele istorice, de exemplu, da? Dar acolo, în actual, prețul noi este un punct istoric. Cum îi spun nivelul mai sus? Unde spune take profit-ul? Dacă el, piața nu a fost niciodată la așa un preț de sus. Cum eu stabilesc take profit-ul, da? Ceea că aici e foarte bine, traderii folosesc Fibonacci expansiune, indicator care asta îl cunoașteți. Când e că, de exemplu, ăsta pe 500, un instrument care el tot timpul tinde să noi iasă punctele maxime. Cum ne-a stabilit take profit în baza lor? Este indicatorul Fibonacci expansiune. Adică traderii folosesc mai mult aici, undeva din toți traderii care îi cunosc, Fibonacci îl folosesc vreo 80% la punctul de ieșire de pe piață. La punctul de intrare, ce Fibonacci folosesc? Linie. Da, asta îl cunosc toți, Fibonacci linie, un instrument ușor de folosit. În general, Fibonacci expansiune și Fibonacci linie sunt cele mai folosite instrumente de către traderi, cele mai ușoare și aș spune și unele din cele mai efective. Nu să dar noi le oferim din asta. Ok. Domnul Gheorghe, asta mai adăugat? Deci, în total, de fapt, câte instrumente Fibonacci avem noi? Dacă cunoaște 5. Deci, da, noi avem 6 instrumente Fibonacci, 2 de bază care le învățăm la partea practică, deja dumneavoastră le știți. Astăzi noi o să mai studiem următoarele 2 instrumente, posibil la viitoarele masterclass-uri, o să studiem și pe celelalte. Respectiv, iată, parcursul acestor 15 selecții practice, noi am studiat cu dumneavoastră cum corect să ne gestionăm depozitul nostru cu ajutorul a mai multor instrumente. Astăzi noi o să ne referim doar la gestionarea depozitului cu instrumentele lui Fibonacci. Și anume, iată, primul instrument care noi o să studiem este Fibonacci canal. Ați auzit cineva de el? Fibonacci canal. Da. Dar cineva l-a folosit sau nu pe piață? Da. Cine l-a folosit? Da. Câteva ori, dar cineva l-a folosit în continuare sau... Pentru că linia a doua este de plasat la canal, a doilea linie. E mai greu de asfalt, care e după direcție. N-am înțeles. Ok, plasarea, să înțeleg că Fibonacci e dificil. Ok, dar să facem felul următor, dați-mă pe rând. În primul rând, Fibonacci canal este un instrument, e același Fibonacci, care lucrează după același raport, doar că el se formează în trend. Adică ce înseamnă asta? Dacă Fibonacci linii, Fibonacci expansiuni, Fibonacci linii ne măsoară nouă ce? Corecția.
Adică eu în bază la un impuls, în bază la un impuls pot să aflu până unde să ajung corecția mea, până la un nivel 0, 23, 38, 50, 68. Adică în măsoară mi-e corecția mea. Și atât. Eu aici deja nu mai pot folosi Fibonacci linie. Am văzut că s-a oprit, de exemplu, la nivelul 50, s-a pornit în jos, am deschis cel, Fibonacci linii pot să-l șterg. Nu mai am nevoie de el. Sau pot să mai folosesc. Nu, în cazul, de exemplu, dacă el nu îmi pornește impulsul, eu pot să-l înălăs. Dar, de exemplu, s-a pornit impulsul, îmi trebuie mie Fibonacci linii. Nu mai am ceva și cu el. Adică deja trebuie să aștept impulsul dat și deja îl pasez pe impulsul. Adică a Fibonacci linii este doar pentru de unic folosință. Adică doar corecția care se formează. E exact așa și Fibonacci expansiunii. El pentru ce îmi trebuie? Ce măsoară Fibonacci expansiunii? Până unde să ajung? Punctul de ieșire. Unde contact profitul. Dar tot este de unic folosință. Da? Adică am stabilit, am văzut până unde să fie în baza corecției mele am plasat. Toți cunoaștem asta, dar să facem așa mai corect. Am plasat pe începutul impulsului nostru, pe sfârșitul impulsului nostru, după care s-a dus o linie așa roșie sau verde, nu contează. Am dus maneta pe vârful corecției și mi-arată mie nivelul cele trei, nivelul 61 și 8, nivelul 100 și nivelul 161.8. Corect? Așa, am aflat unii să iese piața, da, unii să ies de pe piață în take profit, unii noi punem take profit. Încă traderii cum folosesc? Nivelul 0 linii. Nu, evident, dacă corecția mea ajunge nivelul 61.8 al Fibonacci linii, când plasez Fibonacci expansiuni, nivelul 0 și nivelul datele sunt același punct. Ați observat asta? Mm-hmm. Dar asta nu e... da, e ok, da? Dar traderii, ați observat așa situație, că ajunge fix în nivelul 61.8, neastră, vă activează take profit-ul. Vă activează take profit-ul. Și continui mai departe în jos. Ia să șterg un pic aici. Vă activează take profit-ul și el continuă și ajunge până la 100. Chiar discutam acum cu un trader ce e de făcut în situația asta. Dacă eu pot să mai iau în câteva puncte, deci 30-40 de puncte profit. Punem ca să iei, de exemplu, jumătate de lot pe 61.8 și, și restul jumătate la 100. Cum ar face asta? Închidem nu tot lotul. Dar da, asta manual trebuie să faci. Da. Noi nu putem spune ordine, comandă. În cazul dat, poate pus stop loss pozitiv. Stop loss pozitiv, încă o recomandare care am oferit-o traderilor, plasăm take profit-ul la nivelul 100, probabilitatea de a ajunge este, este de vreo 60% că el ajunge la nivelul 100, am pus take profit-ul aici, corect cum trebuie să fie take profit-ul, da? Dar la nivelul 61.8, evident traderul într-o dată în 3-4 ore pe piață, nu poate chiar toată ziua să pun pe piață, depinde de trader, ajunge nivelul dat, vedem dacă străbate nivelul dat, lăsăm, dacă vedem că el ce intră în certitudine, închide tranzacția manuală. Deci, fiind, se poate de luat tot potențialul dat de profit. Dar asta nu e cel mai, spun așa, este o variantă, este o modalitate, dar acum am discutat de următorul Fibonacci canal, care el arată cum este mult, mult mai eficient. Ce reprezintă Fibonacci canal? El reprezintă, noi toți știm trendul, da, direcția, desenăm trendul, am stabilit punctele maxim, punctele minime, și de multe ori la noi iese situația că piața iese în partea de jos sau în partea de sus a trendului, iese din coridorul nostru. Și noi atunci intrăm în panică, nu știm ce să facem, să deschid eu sell sau să închid eu tranzacția mea. De regulă toți care pun take profit să închid tranzacția aici, dar pe bucata asta traderul nu știe ce să facă. Așteaptă iară corecția, corecția nu mai ajunge la nivelul ISTA, se întoarce înapoi, traderul nu vede nivelul, nu mai deschide sell de aici. Și adică aici se blochează, apare o problemă. Este așa cum? E ca pe GBP-ul cu așa situație, da? De unde se deschide? Dacă eu știu pe ce trebuie să deschide cel, dar el nu ajunge aici. Adică, și deja până de seamă trendul următorul trend, el un pic pierde punctul de intrare aici. Mm-hmm. Acum ce faci, ce se face în ajutorul nostru, vine Fibonacci canal. Instrumentul care ne măsoară nou potențialul trendului nostru, până unde poate să ajungă impulsul sau corecția noastră. În primul rând, Fibonacci canal este un instrument care el se folosește pe perioadă medie de timp. Adică în perioada de H4 dă 1. În H4 de 1 și el se plasează la începutul unui trend. Adică aici cu plasarea vom discuta mai mult. Ce înseamnă să plasează la începutul unui trend? Adică am avut un trend descrescător, am un impuls. Cine îi schimbă nouă trend? Dar tu nu aveți scaun acolo? Da, e ok. Nu te deranjează. Dar avem un impuls, avem o figură de schimb, da? A spus figura de schimb, schimbă trendul nostru. Ca să desenăm Fibonacci canal, avem nevoie de 3 puncte.
două puncte maxime și un punct minim. Sau invers, două puncte minime, cer scuze, și un punct maxim, dacă trebuie crescător. Adică, noi desenăm în felul următor, avem punctul, avem un vârf dublu, avem impulsul, corecția, și în cazul nostru aici, e că când se desenă formula noastră așa, nouă ni se formează aceste trei puncte. Asta e și cum am ținut în trendul simplu, adică ca ținem un trend lateral, să avem un coridor, noi trebuie să avem trei puncte pe piață. În cazul nostru, noi avem trei puncte, acesta este punctul minim, da? Este punctul, da? Și punctul maxim. Și evident, luăm instrumentul Fibonacci, ne-am pus pornim proiectorul și ascultăm practic, pentru că este un masterclass ăsta, să fie foarte practic, cu informații practice, unde noi unim aceste două puncte, ducem coridorul nostru, ducem a doua linie, o punem deja pe vârful punctului maxim. Și ni se formează nostru coridorul standard, care ar fi, care l-am ținut noi simplu, două linii de suport și rezistență, doar că aici la noi se mai adaugă niște niveli. Nivelul 61,8, nivelul 100, 161,8 și mai sus, unui mult. E clar cum se plasează el? Atât la trendul crescător, cât la trendul descrescător. Acum vom desena și trendul descrescător. Dați acum să pornim proiectorul, domnule, puneți proiectorul și dați-l asta în practică să desenăm acest punct. Se plasează la primul după care este și primul impuls. Nu, se plasează la începutul trendului. Da, adică a doilea... Da, după când formează a doilea punct minim, pentru că nu fără punct acesta minim, eu nu pot lucra. Nu aici pot să folosesc local. Ce să folosesc aici? De exemplu, când noi avem figură, când cel mai bine să folosești Fibonacci linii? Când la străbaterea figurii, pentru că noi nu știm cât astea e corecția noastră. Și am pus Fibonacci linii, am măsurat punctul dat. Dați-l un orice instrument și asta îl folosim. De exemplu, chiar astăzi pe Audeu se duc foarte frumos, a lucrat acest Fibonacci linii. Audeu se duc. Da, a dat bătăi de cap traderilor. În primul rând, Fibonacci linii, toți studium, sau instrumentul Fibonacci, toți studium să-l adaugi. Cum să folosească. Da, adică asta e iarăși destul de ușor. Noi aici am avut, asta sunt în perioada DH1, am avut un trend aici crescător. Toți cunosc care e situația pe AUD-USD, dacă luăm în perioada de ele, noi avem ce fel de trend? Crescător. Avem un trend crescător, foarte corect. Așa, da. În perioada de H4, avem deja acest trendul nostru descrescător, care este corecția, spunem, la tot impulsul dat. Acum, în actual, eu aici vreau să calculez până undeva, sau cu ajutorul Fibonacci canal, stabilesc nivelele, cum poate scade impulsul nostru. De regulă, toți știm că trendul descrescător este mult mai abrupt. Tot timpul îl tinde să schimbi unghiul lui de mișcare pe piață și nouă ne vine greu să stabilim unghiul dat. Ce facem noi? Noi avem nevoie de două puncte maxime. Eu o să măresc un pic lumânările. Adică am nevoie de aceste două puncte. Aici la noi a fost tare interesantă situația traderii care au transitat de AUD-USD, chiar au dat bătăi de cap. De ce? Pentru că aici punctul maxim a fost stat mult la punctul maxim și parcă a vrut să-l înnoiască, dar nu a avut putere să-l înnoiască. S-a format aici ca un vârf dublu, care de mult nu a avut noi așa vârful dublu, deosebit. Așa, da? Acum, noi la noi s-a format două puncte maxime. Noi luăm instrumentul Fibonacci canal, care noastră îl găsiți aici, sau puteți să-l adăugați în, spune, bara rapidă, da, de folosirea instrumentelor date, este Fibonacci canal, toți asta știți cum să-l adăugați, facem click pe dânsul și îl desenăm pe aceste linie de sus, îl desenăm pe aceste două puncte maxime de sus, plus la asta, ok, deci la noi să facem așa o setare, asta este cu strategia lui Fibonacci canal, am pus și eu zbărăt, secundă, urmează-mi. Este cu un Fibonacci, dar tot am făcut aici, tot Fibonacci canal, el are mai multe nivele. Noi toți putem deschide anume parametru dat, pentru că am deschis, cu noi azi am aflat în parametri. Este așa o strategie, dat să vă explic, aici când dăm click dreapta spoist, va apare tabelul ăsta, da? Dăm la urăvne, da, nivele, și aici apar toate nivelul Fibonacci. Noi putem să adăugăm nivelul Fibonacci, pentru că el are mult mai multe,
Ele standard sunt nivele, sunt 3-4 nivele. Și canal Fibonacci mai are așa un criteriu foarte interesant, anume tranzacționarea în coridorul de canal de scurs și rezistență. El este canalul nostru, indiferent dintre el, crescător sau descrescător, Fibonacci canal de obicei pune nivele ori mai sus, ori mai jos de acest canal. Dar este așa o strategie care traderii folosesc pentru tranzacționarea în trend. De regulă, în trend, ați observat cu toții că impulsul, chiar și corecția, nu e așa o mișcare puternică în sus, dar este o mișcare tot formă de niște oscilații, adică în sus, în jos, așa, da? Și corecția tot are niște mișcări. Este așa ceva, da? Și acum e ca, anume ceea ce noi am înseamnă așa să vă explic în practic, Fibonacci canal se poate depus două nivele care reprezintă minus 0.333 în perioadă și minus 0.666 în perioadă. Când punem cu semnul minus aici, când punem cu semnul minus, atunci nouă ni se deseană două nivele în interiorul acestui canal, care le putem folosi ca metoda adăugării. Adică în canalul dat se mai deseană două linii independenți, tot asta după formula Fibonacci. Fibonacci tot timpul duce la o armonie piață care el arată. Și acum traderul când are aceste două coridoare, el poate folosi metoda adăugării la străbatere din nivel. Adică buy. Asta am pus vreodată după, dar din cauza că noi aștești nivelii, acum trebuie să adăugăm, dar dacă cestit nu se scrie corect, acum așa se dea, ceva să face. Cum asta arată? Dacă eu am pus o perioadă de H4, dau înapoi OK. După asta pot să segmentez un pic în perioada de H1, să le mai corectez aceste nivele în perioada de H1. În felul următor, el lucrează. Numai că, e ca strategia dată, el trebuie ca de trendul nostru, el se miște în interiorul acestui trend. Da, el trebuie să se miște aici, e ca pe CHF, cum să vă spun asta, CHF foarte bine a mers în coridoarele date. Fibonacci canal, a doua parte care o să învățăm, noi avem nevoie de linii care se deseană mai jos de nivelul de rezistență. E ca fix situația asta, o să pun pe CHF, asta nu o să ștergem, o să pun pe CHF, e ca avem un trend descrescător aici, da? Luăm Fibonacci canal, punem punctele maxime. E ca așa. Să șterg aici linii date. Cei că anume nivele acestea, el lucrează ca nivel ca nivele care noi le putem folosi pentru metoda adăugării. E că anume aceste două nivele. Este 0.33-0.66 în perioadă. Anume, la lovitura de aceste nivele, noi aici putem adăuga tranzacții de vânzare. Și străbaterea nivelului dat, putem să schidem tranzacții de sell. Adică acasă, plasați în perioada de H4 și în perioada de H1, asta se poate da de văzut cum arată această perioadă de H1. Ia uitați, lovitura de aceste nivel, ori nivelul dat și corecția când o faci până la 1 de nivel. Adică la 1, ori aici, ori aici, oprește, ori la nivelul dat. Dacă sunt străbateri de genul dat, asta nu e nimic strașnic, oricum asta e pic corecții, plus aici traderii care au mai multă experiență, de ce fiind mai multă experiență? Mai multă experiență la nivel de emoții, noi știm că piața sunt emoții, le-și permis să tranzacționeze pe corecție, anume cu ajutorul Fibonacci canal, pe interiorul lui, adică de la o străbătut din nivelul dat, da? Mergem pe la nivelul acestui tranzacții de buy pe termen scurt. Dar asta iarăși depinde de trader, depinde de abilitățile lui, depinde de emoțiile care le cerce și dacă le poate controla. Asta este prima formulă a lui Fibonacci canal, când el punem liniile date, le punem interior. E clar aici? Evident că are specificul că se iasă mai multe, că noi și pentru punctele date, aici deja folosim Fibonacciile externe. Eu ce să le plasez. De fapt, strategia asta este foarte simplă. Ca să fie mai ușor de la să înțelegeți, iată, imaginați-vă că dumneavoastră mergeți un automobil cu sens unic, dar aveți mai multe bine pe sens. Respectiv? Putem? Banat final de start, ies cu linii jos, nu ies la da, când îl pune din start, mă văd că nu pot să-i pun că la, știți, că la indicator, dar zbros și spui din nou linii date. La dumneavoastră Fibonacci, când îl puneți din start la calculator, el iese cu liniile jos sau mai sus de linia de sport sau linia de rezistență. Adică n-ați fie aceste două nivele. 0.66, noi trebuie să le adăugați, acolo este dobavă și scris 0, minus
0.333 minus 0.666. Asta este adițional. Ce să vă rugați? Da, domnule. Respectiv, noi să mergem cu automobilul în sens unic, dar noi avem mai multe bani sens. Noi putem să mergem pe prima bandă, putem să mergem pe a doua sau pe a treia. Exact așa și prețul. El poate să fluctueze între nivelele 0 și 0.33, între 0.33 și 0.66, sau între 0.66 și 1, da? Important este că noi să deschidem tranzacții doar pe direcția prețului, adică să nu întrebăm iată pe așa în moment cum ar fi corecția. Respectiv, dacă noi o să ne conducem direct la dată, dacă noi o să ne conducem direct la dată, noi niciodată nu o să dăm o bară. Este foarte ușor, este aici când facem clip dreapta, scoți fa, la urmă este fa umălceaniu, da? Și când facem clip, el dă la nivelul de, iar ca un fel de zbros, și dă nivelele cele noastre care noi le avem. Eu îți dau o periodică și 4, noi avem nivelele date care ele sunt reprezentate aici. Aceste nivele care noi trader deja tradează. Dacă prețul iese din canalul dat, el deja se așteaptă la tranzacție sau păsa să dai profitul până la nivelul dat. Chiar dacă aici vedem așa o situație că piața nu a ajuns aici, în primul rând traderul, pe parcursul trendului, el poate să modifice și pe banat și canal, poate să le pui un banat și canal deja pe trendul care s-a format aici, dar în cazul nostru nu o să discutăm toate momentele date. Adică cu Fibonacci acesta e clar. În cazul dacă el se menține în coridorul dat, nu este nevoie de linii de date. Pentru că ele puteți le puneți, puteți nu le puneți. Avem nevoie să tranzacționăm interiorul lui și pentru asta avem acele două nivele de plasat. Ok, dăm înapoi pe AUD, AUD USD. La Bustean? Da. Pe care e sensul? La ce ajută liniile care sunt sub trend? Pentru ieșirea de trend. Noi știm că trendul schimbă unghiul lui. Ați observat că noi ținem trendul crescător, da? El merge în trendul nostru și are așa caracteristică, el uneori poți străbat trendul nostru. Noi nu știm de aici până unde să ducă el. Ca să crească de aici până aici, ori de aici până aici, ori de aici până aici. Și noi de regulă ieșim de pe piață și punem take profit și mai departe ne blocăm. Stăm și așteptăm. Ce așteptăm? Așteptăm o corecție, așteptăm ori să lovească de linia dată, dar sunt cazuri când el intră înapoi în coridor și iarăși, de exemplu, s-a schimbat unghiul lui de tot de crescător, dar sub o altă formă de unghi. Și la descrescător aceeași situație se întâmplă. Și anume pentru asta noi avem nevoie ca anume de liniile acestea care reprezintă evoluția trendului. Pentru trendul tot timpul e că tinde să schimbi unghiul lui. Să-i mai adânc sau deja din contra duc spre lateral. Da? Și ca anume ca punctul ăsta pe noi ne ajută foarte mult Fibonacci canal. Eu să fac clic dreapta, spui asta. E ca în felul următor, aici noi să corectăm un pic asta în perioadă H1. Corectăm. E foarte important ca Fibonacci să-l puneți corect. Viață. E ca pe punctele maxime și pe punctul minim avem nevoie doar de un punct. În felul următor este evoluția. Ia să șterg asta tot. Nu. Aici sunt două momente, atât și la Fibonacci linii, cât și la Fibonacci expansiuni, cât și la Fibonacci canal. Dacă dumneavoastră e că luăm Fibonacci linii sau și canalul importă. E că avem impulsul și corecție. Asta e o temă care de multe ori discut cu traderii. Sunt două tipuri de traderi. Sunt traderi care pun de pe umbră, apoi jos tot puneți pe umbră. Și expansiunii tot puneți pe umbră, adică pe umbră asta, da? E puneți aici, aici. Sunt traderi care pun pe corp. Dacă puneți pe corp, toate traderii puneți pe corp. Adică nu unul îl puneți pe umbră, dar unul îl puneți pe corp. De exemplu, eu am pus aici toate pe corp. Toate le-am pus pe corp, n-am pus niciuna pe umbră. Dacă pun pe umbră, atunci e ca și punctul ăsta să fie mai jos. Adică el și rezultatul ăsta îl dă e punctul ăsta. Adică dacă să facem ca experiment, adică eu dacă schimb, acum e pe corp tot, și punctele de ieșire tot mi le arată pe corp. Dacă pun pe umbră, tot pe punctele maxime la umbră. Abia asta arăt tot ieșirea pe umbră. Dar nu umbrele nu trebuie, de ce nu le omite? Adică aici, tot ne arată mai multe ieșirile în punctele de pe umbre, adică, adică așa, punctele date ieșire. Adică eu de acord mai mult pe corp, spuneți. Dar știți că el tot vă arată același rezultat, doar că... Adică la toate Fibonacci-le mai indicat, spunem, pe corp? Da, eu recomand pe corp de curs. E mult mai fix, sau spunem, mai concret, mai sigur, da. Așa. E ca numai în situația asta cu Fibonacci, canalul noi ne arată până unde, de exemplu la străbaterea și ieșirea din trendul nostru, că a fost un impuls mai puternic,
Dacă străbați de linia dată, traderul știe care un nivel are niște nivele mai jos, unde piața poate să oprească la el. De regulă, traderii sunt traderi care folosesc take profit și stop loss, sunt traderi care folosesc doar take profit, sunt traderi care folosesc stop loss la cât, adică noi toți cunoaștem. Evident, prima perioadă se recomandă traderul să folosească strict stop loss-ul și take profit-ul din cauza emoțiilor, fiindcă el poate să facă multe greșeli. Adică el este recomandabil, pe urmă traderii cunosc care au mai multă experiență, le recomandăm să folosească, să folosească mai puțin stop loss. Fiindcă eu personal, de exemplu, nu folosesc stop loss, cum se recomandă persoane care unui trader care are, de exemplu, jumătate de ani ca experiență, să folosească stop loss. Dacă știu stop loss-ul, el așa e o chestie cât e nervează. Da, adică, ai pus stop loss-ul, ți-o luat stop loss-ul, noi toți am avut, nu credeți că ne-ați luat să faci o greșeală simplă, credeți că noi n-am făcut. Noi toți am trecut prin aceiași pași, fix aceiași greșeli le-am făcut, fix aceleași, spunem așa, cum spune tata meu, bară, să-mi spună altfel în limba rusă, da? Adică cui toți am făcut și am numit stop loss, moment este când e că ați pune stop loss corect mai sus de un nivel, îl activează fix cu un punct sau numai îl activează și se întoarce înapoi și ajunge în take profit. Dar n-ai ce faci, deja n-ai cu cine scădie, n-ai cu cine... Nu poți dai vina pe double case, dar... Ok, acum, de exemplu, sunt traderi care pun take profit, ok, noi toți, în mare parte, folosim ori de-o dat, este uneori bine. E pus take profit, știi că acolo, dacă ajunge, se închide take profit. Dacă, de exemplu, în cazul nostru străbate acest ordin, traderul poate să-ți deschidă tranzacții până la următorul nivel. Adică el poate să se tranzacționeze în coridoarele date. Principalul cu traderul, ca toți traderii bravi, ce au? Plan de tranzacționare, care include 3 puncte. Direcția, intrarea, punct de ieșire. Toate tranzacțiile care se deschid cu ajutorul Fibonacci canale, trebuie să fie pe direcție. Evident că noi avem acum trend descrescător, da? Adică aici am o tranzacție de vânzare. Chiar dacă eu am Fibonacci canal, cunosc Fibonacci linii, cunosc Fibonacci linii, nu neapărat trebuie să înțelegi corecție. Eu da, pot presupun că el dacă străbate aici ajunge până aici, uneori se merge, dar uneori este să disconfortul, durere de cap, emoții și mai departe, pentru care eu nu se merită. Mai bine eu aștept corecția mea după care îți fie tranzacție de vânzare. Și în cazul nostru vedem cât de bine a mers Fibonacci, da? El mai are careva ca punct de străbatere de genul dat. Și chiar dacă traderul deschide tranzacția aici, sell, asta nu e atât de grav. În primul rând, mai sunt alte metode, noi acum n-ați vorbim despre ele, cum ar fi MCD-ul arată că gata, piața este supravândută, da, sau dispoziția de vânzare nu mai este. Da, Fibonacci niciodată, sau este momentul dat, chiar ascultam cu un coleg, traderii, noi toți vrem ca să avem punctul ăsta perfect de intrare și ieșire. Noi niciodată să-l găsim, el este, dar foarte greu să găsești și uneori noi prea mult ne bazăm pe dânsul. Noi trebuie să mergem statistic corect, să facem o logică, și ca anume astăzi să tragi atenția la punctele astea. Da, el ești, Cristian a spus că ești deschid său, da? Da, dar noi știm că după așa o mare impuls trebuie să fie și o corecție, nu poate să meargă la infinit în jos. Și dacă o străbătut un pic, asta nu e nimic strașnic. Dar dacă eu am deschis său, dar direcția mea e descrescătorul, eu pur și simplu să aștept toată corecția. Plus la asta, pentru situații de genul dat, ca punct de intrare, cum se numește? Întârziat, târziu, da? Ce pot eu să fac în situația asta mea? Stop loss-ul, ca să-l pun, de exemplu, nu știu, că aici spun stop loss-ul, el e destul de mare. De exemplu, 150 de puncte. E mare stop loss-ul. Am deschis tranzacția acolo, 150 de puncte, e mare stop loss-ul. Ce eu pot să fac, ca, de exemplu, să stau liniștit? Și ce ați câștigat? Da, dar de exemplu 150 de puncte, asta încalcă foarte mult risc mai mare din meu, adică 5% din depozitul meu au uitat de asta. Ce fac trader? Din asta a spus, dar în mare parte, aici traderul, noi nu știm cât de lungă să fie corecția dată. Ea să fie până la unul din nivel de date, asta 100% să fie. Traderul poate aici deja, dacă străbate nivelul dat, traderul având să-l dat, având stop loss, se deschide o tranzacție de buy. Între nivele dat, se deschide un buy, spui un take profit, sau poate nu pui take profit, take profit să-l pui aici, de exemplu, la următorul nivel, pentru a traderul, tot creșterea dată, el poate fixa profituri micuți. Adică el deschide tranzacție de cumpărare, buy, intră în lacăt, aici piața, el nu știe X, va lovi, va întoarce înapoi sau nu, ia take profit, dacă vede că străbate aici, iarăși, depinde de piață, puteți să demonstrați ce perioadă. În cașul
Vedem, dacă străbați și nivelul, da, trainer poate să-ți schide o baie și aici. Se pui stop-loss la baie, da? Și iar folosește diferite tehnici pentru a ieși din încurcătura dată. Pentru a avea răbdare să fie, să aștepte corecția asta. E clar punctul? Adică nu stați, este momentul dat când traderul intră intrare târzii, traderul îți blochează și stă tot corecția dată. Sau închide acușel dintr-o minus. Da, pe asta poți face că și așa în situație cum am făcut aici. În cazul dat, traderul ia, fixează un profit aici pe o bucată, el deja stop-loss a dus tot aici rămâne, dar dacă intră în lacăt, el minus dat, de exemplu, e dit 40 de puncte. Adică de ce său, nici o parte. Diferența asta e de 40 de puncte. Nu e atât de mare, traderul are posibilitate să o folosească. Adică traderii care folosesc lactul foarte bine se ajută economia instrumentul Fibonacci în canal. Anum pentru depistarea corecției. Da, eu pot spune Fibonacci linii, tot de ce situații, pot spune Fibonacci linii, numai că e la mine sunt medicinale care va nivele, care stau un pic diferit. E clar aici? Momentul dat, da? Plus, traderul, evident că el așteaptă confirmare și el poate schimba tranzacții, exact așa ca Fibonacci în linii, noi putem să folosim metoda adăugării Fibonacci canal, anume la străbaterea, cine folosim metoda adăugării, acum pe AUD, pe GBP, ce pătații mai sunt acolo? Poți așa niște corecții. AZD, USD, acolo tot interesant situația, da? Au fost, ia uitați, niște corecții așa mai puternice și acum când se foarte jos, traderul folosim metoda adăugării. Anume cu Fibonacci, canal tot spate, adică la străbatere, venirea lui înapoi, traderul ține tranzacții de vânzare, sell. Iarăși el continuă o creștere, traderul se lovește de nivel, întoarce, iar tranzacții de vânzare, sell. Atâta timp nu se vede o figură de schimb. Astăzi, cât de bine lucra Fibonacci canal, liniile date se continuă mai departe în jos, se continuă mai departe, se continuă și că aici, cât de bine s-a lovit din nivelul dat, chiar dacă a fost o noutate, s-a lovit din nivel și s-a întors înapoi, încă menține mai departe tranzacții de vânzare. Evident că asta stii până piața nouă să ne mai poate ce face. Păi n-ați mai poate noi punctele minime. Atunci când am deja sformează figură, deja noi schimbăm trendul nostru crescător. Adică deja plasăm același punct, trendul crescător al nostru, adică acest canal și deja mergem pe creștere. E clar aici punctul dat. În cazul dat, dacă străbați și ultima linie în canal, mergem mai departe pe sără? Mergem mai departe pe sără, asta foarte rar se întâmplă și mai mult, cel mai des la trend crescător. Nu știu, poate asta e fizic, normal, că trendul descrescător tot timpul e mult mai rapid și în timp și în cădere, e mult mai repede. Creșterea parcă e mai grea. Cei de care peste pitra răsunează, știu, o să-mi țin. Da, crește și aici, și ori, așa, dacă îmi cade, duce jos. Piața valutară tot, tot așa cade, adică toate unghiurile la trendul descrescător sunt mult mai asupțite decât la trendul crescător. Trendul crescător așa e, mai live. Putem să luăm aici că avem un trend crescător. Iau de trendul acesta care noi îl avem aici. El practic se menține în canal. Dacă îți luăm Fibonacci canalul, el mai. Și asta desenăm pe două puncte. Și punctul este de sus. El foarte puțin o ajuns la... O ajuns doar la un nivel, la 61.8, doar la nivelul dat. Comparativ cu nivelul cu trendul descrescător care a ajuns la nivelul 161.8. Adică este diferență, da? Adică unghiul lui de lucru care l-a făcut trendul dat și trendul... Poate corecta și trend de H1. Apropo, acest canal îl puteți folosi și în perioada de H1, dar pe perioade mult mai scurte. Așa. Și că el a ajuns până în nivelul care este noi, este nivelul 100. Da, nivelul 100 ajunge până în nivelul 100 aici la noi. Adică am văzut că a ajuns la nivelul dat, ne-am oprit din tranzacții, deja așteptăm iar noirea punctului maxim, trader evident că ți-a scris iar tranzacții de cumpărare, bye, dar s-a văzut că el nu mai putut noi punctul maxim, deja merge pe tranzacții de vânzare. Evident că cel mai puternic nivel este nivelul ăsta, 161.8. Noi știm că cel mai puternic nivel fost în Fibonacci, asta e 61.8, și la expansiune, și la linie, și la canal, tot, 161.8 și nivelul 68. Ok, e clar aici? Noi la urmă, după ce să ne discutăm, mai avem un Fibonacci care domnul Gheorghe la sală discute,
Vom face o analiză și o prognoză pe toate cotațele de bază care noi transmitem pe ele, unde putem folosi Fibonacci canalul. Pe unul cu neastră, cineva poate are pe careva cross-cursuri, cineva poate pe piața Marfara, avem au cotațe, tranzacții. Și ca să facem o analiză, noi vom pune Fibonacci canal, vom vedea cum și ce mișcări să fie. Poate și neastră, ca să se pune smac, știți, fiți foarte atenți. Fibonacci, pe același grafic, poți să arăți diferite rezultate, dependență de trader. Da, contează foarte mult câteva puncte pus așa, poate, de ce ați văzut pe tot până în perioada de H4, după care mă transfer în H1 și corectez un pic Fibonacci, că schimb radical rezultatele. Și sunt traderi care doi traderi pun un Fibonacci, la unul era rată intrare, dar unul încă nu era rată intrare. Dar practic tot a pus Fibonacci de dat. Ok, dați-vă mai departe deja domnul Gheorghe. V-a discutat despre o Fibonacci linii. Zone, cer scuze, Fibonacci zone, fiindcă, domnul Gheorghe, Fibonacci el este instrument care se bazează pe două principii. Primul principiu, asta este pe lungimea impulsului sau mărimea impulsului în puncte. Adică se face ca o formulă matematică, se calculează câte puncte au făcut impulsul. Noi și logic, teoretic știm că dacă a făcut un impuls de 100 de puncte, el va face o corecție minim de 50 de puncte. Adică o jumate, da? Evident, Fibonacci îl face uneori mai mult, face până la 68, asta e mai mult de jumate, numai că impulsul el este într-un timp, într-o perioadă de timp fixă, da? S-a demonstrat și corecția, tot o face în spate măsurat, sau Fibonacci măsoară și timpul și uneori coincide timpul când trebuie să înceapă un impuls și o corecție. Că domnul Gheorghe cu șansă să-i explice mai bine. Ok, deci intervalele de timp al Fibonacci. De obicei, traderii nu prea folosesc indicatorul dat și sunt foarte sceptici la el. De ce? Cum crezi dumneavoastră? Părere. Lasă părere. Ne-am auzit de el, l-a folosit vreodată sau nu? Canal parcă uneori noi mai vorbim de el, dar zone nimeni. Zone, da, da, și cum? Ok, noi vom vorbi, și despre avantaj, despre dezavantaj. Are și careva puncte mai slăbuți din cauza care traderii nu îl folosesc. Deci, da, respectiv, unul din dezavantajul principal al lui este faptul că el este foarte greu de plasat anume corect pe grafic. Și iată, traderii îl plasează greșit și, respectiv, ei ajung la concluzia că instrumentul dat nu este atât de efectiv cum în comparație cu celelalte instrumente. Ce vreți spune, iată, anume instrumentul dat? Sunt niște nivele orizontale care sunt calculate după șirul lui Fibonacci, adică 1, 2, 3, 5, 8 și așa mai departe în continuare. Deci, anume, iată, instrumentul dat, el presupune că când prețul ajunge la acel nivel, aici se așteaptă ori să fie un schimb de tendință, sau se așteaptă o fluctuație mai puternică a prețului. Respectiv, iată, ca să fie cum sunt dumneavoastră mai atenți înțeles, fiecare din noi așteaptă weekendul. Corect? Da, dar pentru ce noi așteptăm? Ok, să ne odihnim, cineva poate merge într-o excursie cu familia. Cineva se vede cu prietenii, cineva pleacă la părinți în sat. Deci, asta sunt niște emoții noi care ne colorează la nouă viață. Respectiv, iată nivelurile acestea verticale care ne arată nouă perioadă anumită pe piață, ele sunt niște perioade care un pic ne colorează viața la trader. Adică nu ne dau niște momente, niște impulsuri, niște fluctuații care traderii ușor pot să profite pe aceste fluctuații. În special, el este de ajutor pentru traderii care au lac, spre exemplu, sau au niște tranzacții în minus care vor să le mergheze. Și, ok, deci cum arată el? Noi avem prețul, avem încă un decenet de spune. Impuls. Și noi avem impuls, corecție, iarăși avem un impuls, avem o corecție, iarăși impuls. Deci când noi plasăm Fibonacci intervalul de timp, traderii de obicei pun, el se plasează primul impuls din trend. Și atât aici este greșeala traderului. El pune accent anume pe formarea impulsului, începutului
și sfârșitul lui, și anume pune accent pe lumnări, ci nu pe perioada în care el s-a format. Respectiv, îl formăm din punctul în care începe impulsul. Punctul în care începe impulsul. Așa, aici o să fie nivelul 1, după care 2, 3, care nivel merge mai departe? 5. Așa, aici vom avea 8 și așa mai departe. Iată, primele zone al lui Fibonacci, prima, a doua, a treia, a patra, posibil și a cincea, în dependență de perioada în care noi o folosim, ele sunt neefective. Ele nu ne arată nouă ceva schimbări pe piață, dar respectiv cu cât deja perioada este mai mare, nivelul este mai îndepărtat de prima perioadă, cu atât și eficiența lui este mult mai puternică. Respectiv, noi avem o fluctuație simplă de piață, da, piață merge până mai rapid, până mai încet, și în momentul în care el ajunge, iată, la perioada dată, aici sunt mai multe metode. El ori formează o figură de schimb, schimbă tendința, sau se formează un impuls mai puternic în aceeași direcție. Încă un dezavantaj al acestui instrument este faptul că noi nu putem să-l folosim de unul singur. Noi avem nevoie de încă un instrument care nu o să ne indice direcția, respectiv de ce noi am luat Fibonacci canalul, fiindcă el nu poate să ne arate direcția în care se mișcă prețul. Și folosindu-l împreună cu intervalul de timp al lui Fibonacci, el este foarte, foarte efectiv. Respectiv. În primul rând, deci, Fibonacci zone, cum se plasează el corect piață? Cum a spus și domnul Gheorghe, el se plasează de pe punctul maxim, inclusiv iarăși ori umbra, ori corp, adică punctul maxim a acestui punct, da, punctul maxim, și pe punctul minim. Adică el se plasează, ori s-a plasat diagonal, asta nu contează, el trebuie să fie plasat de pe punctul dat până pe punctul acesta. După care, în baza timpului cât s-a petrecut prin aceste impulse, el calculează următoarele intervale. Deci el spune doar, nu trebuie ca în Fibonacci linii, practic, pe punctul maxim și punctul minim. Eu aici se corecteză punctul ăsta, pentru că da. Și el deseamnă deja toate zonele date, care ele sunt în continuare. Atât Fibonacci canal, cât și Fibonacci zone, el este un instrument Fibonacci pentru traderii care se bazează pe tranzacții mai lungi de timp, pentru a înțelege cât de lungă să fie trendul meu. Și care vor să, că sunt traderi, eu cât sunt în sală traderi, care prind un impuls, un trend și încearcă, chiar dacă vor să închid tranzacțiile în profit, trebuie să menții tranzacțiile de la o figură până la o figură de schimb. Adică tot trendul s-au prindă, perioada de H1, H4, adică de 2-3 săptămâni, o lună de zile, o lună jumătate. De regulă, atâta timp durează un trend crescător, descrescător în perioada de dată. Și anume, cu Fibonacci canal și cu Fibonacci linii, l-ați plasat odată și deja el rămâne, noi doar trebuie să vă orientați după zonele date. La Fibonacci zone, sunt zonele date, să nu credeți că el aici neapărat să finisează corecția, să impulsul așa să începe cu corecția. Practic, așa cum menționat, că domnul Gheorghe, uneori așa se întâmplă. Este, pur și simplu, probabilitatea mare că la una din zonele date să finisează corecția sau impulsul. Și de regulă 70% așa și este. Și cu cât intervalele sunt mai departe, cu atât el lucrează mai eficient. Adică el aici se oprește corecția, aici se răbate, începe impulsul dat. Evident că traderul nu folosește, este vreun trader care folosește doar un instrument pe piață. De exemplu, numai stocastic sau numai MSD sau numai Fibonacci. Noi tot timp combinăm, pentru că noi avem nevoie de una, două, trei confirmări pentru a-ți schimbi tranzacții de cumpărare sau tranzacții de vânzare. Corect? Deci, Fibonacci zonă și canal, noi îl folosim în perioada lungă de timp. Am văzut primul impuls care s-a plasat sau s-a format după o figură de schimb, am plasat pe dânsul și el deja îmi descrie mie pe viitor unde eu posibil să mă opresc din impuls și asta e o corecție și unde pot să încep impulsul nou. De regulă, aceste nivele, ele nimeresc în schimb de impulsuri și corecții, dar uneori nu. Asta nu e nimic strașnic, asta nu înseamnă că Fibonacci rău merge, adică trebuie să fiți
conștient de așa situație, când el, e ca, de exemplu, o scrisez aici, e bursul, să înceapă corecție, da? Aici, adică nu chiar fix punct în punct. E clar punctul este, da? Dar noi știm că cât el deja ne arată nouă, cât e mai lung și deja noi așteptăm o figură de schimb. Vă dau așa? Nu, cred că dacă să pornim graficul, să vedem cum arată el pe grafic, cât de bine el în dragi mai lucrează, dacă el este plasat corect. Dar el e mai ok de plasat în ce timeframe? Dar să înțelegeți, cât timeframe o să fie mai mare, cu atât el o să fie mai eficient. Semnalele o să fie mult mai veridice. Dacă noi o să plasăm într-o perioadă mai mică, semnalele ele o să fie, dar un procent mai mic din ele o să lucreze. De dorit asta cea mai universală, asta perioada ca șpagă. Cea mai universală perioadă pentru Fibonacci, apropo, orice Fibonacci, cel mai bine din asta. Și la trader linii ușor să-l plasează, chiar și linii și expansiuni, dar și canal și Fibonacci zone în perioada de cașpată, dacă așa. Da? Fiindcă uneori traderii se blochează când e ca, când plasează Fibonacci linii, el face o coborâre mai puternică, după care el încet șor se mai duce până pe jos, da? Traderul stă să gândește. Dar unde spun Fibonacci linii? Să-l pun până aici sau până aici? Că nu știu care e impuls, da? Deci el se complică. Dacă dați așa și patru, îți vine frumosul impuls. Și atât. Da, cum a fost la GBP, da. Ok, aici este plasat Fibonacci zone. Eu îți măresc cu picul mânerile. În perioada de H4. El este plasat din punctul maxim. Deci, el este plasat, nu neapărat plasăm din punctul maxim pe punctul minim, este neapărat să plasăm perioada. Perioada da, în care adică a fost format primul impuls. Poți să-l pun și așa. Da, deci cei traderi iată se orientează anume la linia aceasta și vor să-l plaseze fix pe impuls. Dar nu, ei nu pun accent pe perioada în care s-a format impulsul. Respectiv, aici este și greșeala majoritară. Deci, cum am discutat? În perioada când prețul ajunge la nivelele date sau se așteaptă fluctuații mai puternice sau există un schimb de tendință. Respectiv, primele zone, noi am spus că ele nu sunt atât de eficiente. Deci avem 1, 2, 3 și deja, iată, la nivelul a 5-lea prețul, aici am avut un impuls puternic, după care, în punctul dat, când a ajuns aici proiectul nu se vede concret ce dată, dar bine. Când ajunge în momentul... Da. Deci, când ajunge în momentul dat, observăm că el schimbă un pic tendința, respectiv, adică face o corecție. După care, iarăși un impuls puternic. Și când ajunge la nivelul 8, deja la nivelul următor, iarăși observăm că aici el nu schimbă tendința, ci face un... Începe un impuls iarăși puternic în direcția trendului. Deci, de ce așa spus? Că noi nu putem să-l folosim de unul singur. Noi avem nevoie încă de un instrument adăugător care să ne arate nouă direcția prețului. Da, el a ajuns, iată aici fac o fost o incertitudine mică. El a ajuns la nivelul dat și traderii aici sunt două modalități. Sau noi plăsăm ordine amânate, sau deja noi ne conducem după direcție. Când am putem ieși din transact, de exemplu? Putem? N-am putea ieși din transact, dacă avem să punem sell fix la ultimul nivel, până acum spune. Dacă avem sell de aici? Da. Și cum am putea să ieșim, unde putem să ieșim da. Tranzacție? Respectiv aici, de ce am spus noi că nu putem folosi singur? Că avem nevoie de un instrument care să ne ajute nouă să depistăm anumit punctul acesta de ieșire. Da, dacă noi intrare o putem depista după instrumentul dat, atunci cu ieșirea este mai greu. De ce? Și de ce aici noi ori așteptăm un nivel al trendului sau o figură de schimb deja? Da, punem la Fibonacci. În primul rând, sunt foarte puțin traderi. Sunt traderi care folosesc, cât este o combinație de butoane, cât în Y, care arată diapazonul de timp. Sunt traderi care calculează cât timp, în chestii statistic și chiar sunt pe cărți de lectură de ce legate de domeniul dat, mărimea impulsului sau în timp, apoi corecția va fi de două ori mai lungă ca timp decât impulsul. Asta puteți cunoașteți, pentru că asta uneori, dacă vedeți că e o corecție mai adâncă și știți că e oricum, asta îți dureze, trebuie să iei timp, adică nu chiar atât de ușor a să fie corecția dată, chiar dacă uneori corecția ne duce în eroare și ne arată că acum deschidem săl, dacă eu fost de-abia să început corecția, încă e mai trebuie să mai treacă timp o pauză. Și anume ca Fibonacci canal, el arată punctul este cât până la ce interval poate fi corecția mea, cât timp poate fi corecția mea, în dependență de impulsul meu care a fost pe piață.
Sunt traderi care eu cunosc, care ei folosesc zonele, adică ei sunt deja în H1 către la Y și în H1 asta arată, de exemplu, o zi, da? Și traderul știe câte zile, dacă impulsul meu a durat 2 zile, de exemplu, da? Corecția mea trezorează minim 4, da? 4 zile pe care spunește are impuls. Este așa statistică, dar anume Fibonacci acesta zone, el pe start mi-arată mie intervalele acestea de timp, da? Puteți să-i folosesc, dar iarăși, aici el, cum s-a spus domnul Gheorghe, asta este punctul, el nu se poate folosi singur, el e o scață, da? El nu-i ajunge multe informații, de ce l-ați spus, mergeți după dâns, primiți un figur de schimb, schimbă trendul, iar deja găsiți următorul impuls crescător în cazul nostru aici, iar aveți zonele date, cum poți meargă de la impuls, la impuls, la impuls. Evident că aici, ca punct de șire, puteți folosi, dacă tot vorbim de Fibonacci, cel mai eficient e Fibonacci, evident, expansiune, sau dacă perioada lungă de timp, eu dau înapoi H4, asta mi-și urez numerele. Putem folosi ce Fibonacci? Expansiune, dar puteți folosi și canalul. Să vedem, chiar canalul nostru, evident că noi aici putem pune în două modalități, îl punem pe punctul dat. Care l-a ajuns foarte jos. E ca în felul următor, dar vedem că ajuns să corectăm. Aici ar fi bine pus el așa. Aici la noi, dacă dăm în perioada de H4, noi avem nivelul date care el poate să oprească. Este nivelul care este noi acolo, 168, care el poate să oprească. Dacă îl străbați, deja vă tinde la nivelul 261.8. Este nivelul foarte puternic, merge deja spre el. Chiar și în perioada de H1, iarăși tot ne-a arătat punctul ăsta de intrare. El practic coincide, dacă noi spunem Fibonacci linie aici, el coincide punct de intrare cu Fibonacci, Fibonacci canal. Adică zonal putem să folosim Fibonacci linii, dar putem să combinăm și Fibonacci canal. El lucrează foarte bine. Acum, de exemplu, dacă va străbate, va tine străbată și linia asta roșie al 161.8, deja mergem, putem să mai folosim metoda adăugării, să mai deschidem tranzacții. Evident că atât Fibonacci canal, cât și Fibonacci zone, noi trebuie să-l folosim cu... În primul rând, trebuie să înțelegeți un lucru, că Fibonacci el este inclus în analiza care? Tehnică clasică. Adică ce înseamnă analiza tehnică clasică? Cuprinde trendul, nivelele, combinația de lumânări și Fibonacci. Acestea sunt cele mai puternice indicatoare de lucru în tranzacționare, cele mai stabile. Ele se bazează pe o analiză mecanică, eu numesc, să fie aceeași situație cum sunt automobile cu cutie mecanică și sunt automobile cu robot sau automat, da? Care e mai eficientă, noi nu putem spune că asta și asta este eficientă, dar care este mai sigur sau în situații mai dificile, care este mai productiv? Deci mulți se cam ales de părinții noștri și noastre sau preferă mai mult tehnica veche rusească. Avea un avantaj foarte mare. Era poate greu, poate era greu de folosit, era așa, nu se dădea la lucru, da? Dar era tot mecanic, fără mult electronic, fără multe calcule matematici, care e nu se strica. Tot e mecanic acolo. N-ar strica, da? E solvierte, se închide, se închide și așa mai departe. Analiza modernă. Deja se bazează pe formule matematici, care ele evident lucrează deja după o statistică. Dar noi știm că pe piață statistica uneori dă greș, asta fi ce situație, cum ar fi, eu de multe ori dau exemplu ăsta, de exemplu eu primesc numai 10, 10, 10, 10, da, adică tot e bine, 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 și vă primesc un 2. Tot statistica mea ce face? Duce jos. Dar 2 ăsta, pe mine ca elev sau ca student, el nu mă reprezintă 2 odată. Adică eu, profesoara înțelege că eu văd, ce nu poate am întârziat, am supărat profesoara și am pus un 2. Dar la statistica, la notele mele, mă influențează. Da, fi să și piața. Merge tot bine tehnic, om apare noutate, orice indicator, oscilator sau de trend, el își schimbă poziția și vă duci dumneavoastră în eroare. Și evident, e foarte important ca traderul întâi să fie un trader mecanic, care el stă pe piață, să citească piața, să învețe nivelele, Fibonacci,
După care el deja se folosește niște indicatori, oscilatori, care noi nu putem să îi, care ne ajută cu noi niște informații mai adiționale, asta e fizice situație cum la automobil. Deci stau pe noastră acolo, temperatura la ulei, temperatura la rezervorul de benzină, da? Pentru că eu fizic nu pot să aflu informația dată. Numai dar de să fiu vreun răcătuș auto care am experiență din sunetul la motor să înțeleg că el ceva s-a defectat. Dacă nu apare acolo pe bord și nu arde o lampă un picșor că este ceva problemă, eu nu înțeleg că e problemă, eu pot să merg mult așa. Exact așa și traderul. Anume indicatorii și oscilatorii care noi folosim sau de trend, este ca niște instrumente ajutătoare pentru noi. Nu trebuie să vă axați 100% pe aceste indicatoare. Trebuie să vă axați economic pe analiza mecanică care cuprinde încă o dată Fibonacci, combinații de lucrări, nivele, trend. Ele sunt cele mai puternice și cele mai efective. Traderii care folosesc anume analiza modernă și nu analiza clasică și nu modernă mai mult, ei sunt de mai lungă durată de regulă, adică merg constant în profit, adică merg așa. Traderii care folosesc analiza modernă mai mult, ei tot merg foarte bine, dar când se întâmplă un eveniment politic, fundamental ceva, statistica merge rău, e op, corecția datei metodic. Fiindcă el merge după statistică, merge după piață. Și nu înțeleg, piața merge împotriva mea, nu știu ce se întâmplă. Dar acolo când faci analiza clasică, fără niciun indicator, înțelegi că acolo în general lucrurile nu-i cum trebuie. Da? Adică el se duce, merge după eroarea asta care a fost acum noata 2. Da? Deci folosiți indicatorul Fibonacci, el e simplu în utilizare, simplu matematica lui, dar el oferă niște informații foarte utile. Da, el mai are și anume că punctele astea. Perfect, piața și atmosfie, ca diverile date. Noi, chiar aici pe GBP, eu sper că nimeni nu-ți schiz baie aici. Da? Fiindcă chiar de se vede cum era creșterea dată, numai noi știm că noi pe piață de niște peșciori micuți, eu când am văzut creșterea dată, zic preci să apășina de schid de baie. Zic preci să schid de baie, chiar să zici mă uitam la lumânarea dată, fiindcă înțelegeam că asta e artificial făcut, da? Pentru traderii și care aveau server de pe jos, pe da? Care îi dau confirmare de server aici, pe un pic, mai dau confirmare de server chiar și stocastic, chiar și Fibonacci, că pe ceodată server. Și așa, vop lumânarea albă în sus. Cred că la traderul 2 sau inima, și ta bagi mai tare și mai departe. Dar asta e factor psihologic, a fost așa o reacție piață, poate vreo companie, o trată cu volum mare, vreo bancă comercială din Anglia, după care piața cum merge mai departe, după trend, fiindcă el nu poate schimbi trend așa, pur și simplu, hai să schimbăm trend. E clar aici? Ok, mai adăugați ceva la Fibonacci? Deci, dacă să luăm, anume, iată, încercăturile dată când a fost micuță, dată GDP, respectiv noi colegii discutam, că anume, discutând, iată, indicatorul dat, noi știem că, iată, acuș, ceva o să întâmple. O să fie un impuls mai puternic piață, da? Respectiv, în ceva timp, la momentul în care GDP-ul se duce în jos. Pentru că cineva din urmă s-a deschis el pici, da? Fac profit. Da. Cine a deschis, sunteți bravo, cine nu, oricum, eu m-a trebuit să vă fugim, așteptăm că o să iau alt impuls și deja o să obținem profit cu piață. Da, asta de aceea s-a râs, dar cineva tot e o problemă mare când sunt traderi, mai ales începători, care vor să prindă anume ca impulsul, că din punctul ăsta, deci, și nu m-a luat schis el și deodată și spread-ul s-a stupat. Adică deodată îmi profită zero și îmi merge bine. Dar asta se întâmplă rar. De regulă, trader, de exemplu, traderii, noi nu vedem. Când înțeam în istorie, tot timpul e ușor. Și trebuie să spun, nu, Cristian, ușor în istorie să lucrez, dar când în prezent e mai dificil, din cauza emoțiilor. Noi tranzacții de vânzare, noi am schis și aici, de exemplu, da? Când s-a pornit un impuls, a făcut o corecție, iar și o cădere, a făcut o mică convergență și aici iar s-a pornit tranzacții de vânzare. Nu știind, de exemplu, Fibonacci zone și fiindcă în zona asta mai mult ar să fie în corecție, noi iar și am schis el aici, fiind chiar și după Fibonacci linii, dacă îl punem, el o străbătut un nivel în jos și după regulă îl schidem său, am pus o plusul mai sus de nivelul 68 și acum el crește. Nu, aici poate folosi tranzacții de buy până la nivelul dat. Noi nu știm mai departe ce să fie, aici poate deschis un buy pe jur, de folosit lacăt, buy, am pus aici un take profit, s-a închis tranzacția, măcar a fixat un profit de pe creșterea dată. Între în zona dată, noi ce știm, că așteptam ce să fac, să străbată zona asta de jos. Au fost careva tentativi de străbatere, chiar tot eu mi-am deschis tranzacții și eu am deschis tranzacții de vânzare, și au făcut niște mișcări ce nu dat. Și în final se pornește piața. Deci, în mare parte, concluzia este că noi trebuie să avem răbdare. Cu răbdarea, trece mare. Și anume, punctul ăsta, trader nu-l au, noi tot nu-l avem uneori, fiindcă ne grăbim și pe urmă închidem o tranzacție și ajungem take profit, spui, de ce n-am așteptat-o, sau dacă luăm un profit acolo micuț de $100, ne bucurăm, dacă ne uităm peste o lună de zile că piața a ajuns
făcut 2-300-400 de puncte în direcția mea și zic, dar și n-a lăsat o tranzacție și și-a vrut să consumi timp, el nu îmi face nimic tranzacție. Anume, trebuie să, la dumneavoastră, cu ajutorul Fibonacci, anume canal, trebuie să vă dezvoltați capacitatea de a lăsa tranzacția pe perioadă mai lungă de timp. Stăruiți-vă, puneți-vă ca scop ca să luați un trend, e în perioada ca și unul, chiar nu-i luptare, ați facă 4, 5, 7 impulsuri, n-ați facă mai mult, nu poate să facă 10, de mult am văzut timpul. 10 impulsuri, dar poate să facă 10 impulsuri, de exemplu, da? Încercați să prindeți din figură până figură tranzacție. Chiar dacă e greu, chiar dacă poate ați deschis că aici undeva sell, da? Sell și a fost în profit aici și s-a dus și am e minus tranzacția asta și mai bine o echipiem atunci posibil duc mai departe minus. E oricum merge și oricum se duce, numai trebuie răbdare. Și trebuie să avem răbdarea asta. Când avem răbdare, trader deja altfel sunt pe piață, alte e mult mai ușor de tranzacționat. Și că anume Fibonacci canal îl ajută foarte bine la punctul ăsta. Ok, acum dați să facem felul următor, dumneavoastră toți aveți tranzacții pe diferite cotații. Dați pune Fibonacci canal, Fibonacci zone, pe careva instrumente care dumneavoastră credeți că v-ar ajuta să înțelegeți ce se întâmplă acolo. Toți natural gaz, da? Hai că o interesantă situație. Pe natural gaz poate pus în perioadă de cash 1 și în perioadă de mai lungi de timp. În perioadă de cash 4 până când nu arată nimic. Stați o secundă să vă semnați. Dați la toți zineză. Pe natural gaz, eu personal am plasat doar în perioada de H1, Fibonacci canal, anume asta e perioada de cât la mine aici, H1, da. Am plasat pe căderea dată, am plasat pe felul următor, ujuz pe DC. Era foarte frumoasă. Da, și așteptat. Da, și așteptat, o fost frumoasă. Am plasat în felul următor Fibonacci canal, adică 7 puncte, da? Și mi-a deschis mie până unde el poate să coboare după perioada de H1. După perioada de H1. Adică el mi-a arătat dacă străbate punctul de trendul ăsta meu micuț, străbătut aici, străbătut, merge mai departe jos, dar el îmi dă semnale de corecție, dar poate are toate posibilități să străbată și să meargă până la nivelul ăsta de jos. În perioada de H4, de-abia avem 2 puncte minim și un punct maxim. Adică dacă dau un H4 aici, în H4, eu, de exemplu, am uit de felul următor, am dus aceste două puncte și am dus punctul ăsta de jos. Adică el se află încă în interiorul canalului meu, eu aici pot să fac în felul următor. Pot să adaug la perioada de H4, pot să adaug cele două nivele care sunt în interiorul canalului de trend, dar să le adaugăm când eu nu le-am adăugat, dar atât nu are de informat destul. Aștept Fibonacci de H1, el la felul următor mi arată mie, dacă îți dau în perioada de H1, anume ca punctul de străbatere, pot să, până când, până va străbate linia, linia dată, eu pot să folosesc linia aceste două, e că aici punct de intrare în tranzacție de vânzare și aici iarăși este punct de intrare la străbatere acestui minim până la punctul de jos. Deci ca metodă două gări. Adică el se menține în coridorul dat, eu mă ridez în clasă. Evident că aici noi, în perioada de H4, ce avem? În perioada de H4, avem un nivel foarte puternic aici, care sunt de părerea că el poate să ajungă până anume la punctul ăsta de rezistență, să mai coboare un pic, după care să înceapă să facă o curență. Ori pe la nivelul dat, ori pe la nivelul dat, ori poate mai mare să o facă și mai departe, iară tranzacții de vânzare. Adică mai departe, ajutăm la tranzacții de sell. Cu ajutorul Fibonacci canal. Dacă vă străbate nivelul de rezistență, merge până la nivelul 68. Mergem deja până la nivelul dat. Mergem până aici. Aici este nivelul minim care s-a format. Da, evident. Nu înseamnă că dacă știi Fibonacci canal, l-am șters tot.
trei reușe specific. După masterclass-uri sau văzut pe YouTube acolo ceva, șterge tot și începe din nou cu altă strategie, o altă carte, o altă viață, nu știu mai departe. Și evident nu lucrează asta. Adică, sau din contra s-a adăugat ceva. Luați-le pe rând, puneți-le pielile, ținați trend, dar în loc de trend puteți folosiți canalul Fibonacci, că el practic aceeași situație, numai că vă mai oferă niște nivele mai sus sau mai jos. Ok, cu un natural caz e clar care e situația, da? Adică ne orientăm încă la tranzacții de vânzare, evident că așteptăm și o corecție, dar încă dacă aveți sell-uri, mențineți-le și din contra puteți să le lăsați perioada mai lungă de timp, așteptăm scobare jos, fac corecție și mai departe iar sell-uri. Un lacăr. Un lacăr ți-l aveți? Da. Mare? Da. Trebuie să ne orientăm dacă nu e buy și sell-uri. Păi, cam mai de sus. Buy și dește? Nu, mai... Deci? Da. Deci buy? Și sell? Sunt mai jos. Aici? Nu depinde. Sunt mai multe metode de așa de lacăt. În primul rând, dacă lacăt este micul, ce înseamnă lacăt micul? Nu, el, de exemplu, în puncte, dacă se calculează piața, câte puncte are? Nu așa, unitativ, punctele, distanța între buy și sell, nu ca minus, nu contează. 800 de puncte are? 800 de puncte. Nu, el e un lacăt, așa, el nu e lacăt mic, el piața voluntară, de exemplu, până la 70-80 de puncte, lactul mediu de la 70-80 de puncte până la 150, lactul mare deja mai sus. Este un lacăt așa destul de mare ca lacăt, acum cum se poate ieși din lactul dat? E evident, tranzacția de buy și sell la dânsul deja nu mai faci nimic. Nu asta e deloc absolut. Acum deja s-a stabilit trendul crescător, acum ne-ați ce trebuie să așteptați, asta e simplu, așteptați corecția. Corecția care să fie indiferent pe ce nivel și începeți folosiți metoda adăugării. Asta e prima metoda adăugării de a ieși din lacăt. Deci cam ieșiți tranzacția de vânzare. Nu cu volum, de exemplu, dacă aveți cu un lot deschis să bagi sell, nu deschide tot cu un lot. Dar cu volum de 0.5, 0.3, 0.2, după evidență de marjă și așa mai departe, începeți să adăuga tranzacții de sell până când ați fi o figură de schimb în jos. Sunt cazuri, am avut trei care natural gaz, deschis ceva aici. Nu. Persoana dată, care natural gaz crește, a avut tranzacție de vânzare de sell, deschis piața natural gaz, am luat-o sus și o mers pe buy, după fiecare corecție buy, până a închis avea vreo 7 sau 8 buy și un sell. Deci, în final, a închis tranzacția din profit, i-am spus să aibă răbdare, să aștepte ca să ajungă și la sell-ul lui de jos, dar persoana a zis, ei, să mai aștept, să mai retrăiesc pe tranzacția asta, de să închid tot, o închis toate buy-urile și un sell și o ieșit în profit. Fix așa puteți folosiți de asta. Adică acum cea mai corectă metodă este metoda adăugării. Așteptați corecția, când sporește piața sell, iară sell și adăugați. Nu un pic, nu vă grăbiți, pentru că n-ați putut așa de lapsul așa, op și am ieșit de lapsul. Adică trebuie timp răbdare, dacă e situația asta, care aveți bani și sell acolo sus. Ok? Evident și marjă. Fără marjă nu faci nimic. Încă, ce instrument trebuie să faci mai ales? GBP, GPR. GBP? GPR. Ați dat face după care facem la VTI, la brand VTI, funcțion 3 de VTI. Mi-ați dat foie ce să le iasă doar, da? Dați și chestionarele, da? De ca să nu pierdem timp cât facem analiza. Da, să... la cine e? Nu. Aveți tranzacții pe el? Da. Ce tranzacții? Lacăt. Aici e situația interesantă. Aici, fiind despre mesul figur... dumneavoastră răscut la market discussion. GBP-GPI. Vedeți acolo, dar nu ce puteți. Pe usc de zar, pe GBP-GPI, mexican, nu este tranzacții la lui. La cadații exotice? Da. Așa. La momentul actual aici, eu am spus, în primul rând, în perioadă lungă de timp, aici nu putem să nu vorbim despre că e trend crescător aici, adică nici nu putem discuta de faptul dat, adică e trend crescător și atât. Acum, la momentul actual, eu sunt părere că asta e o corecție la tot impulsul dat. Aici putem folosi canalul în perioadă scurtă de timp, dar cel mai eficient, după părerea mea, ar fi aici bine de folosit în acel linii. Tot impulsul ăsta crescător care l-a făcut, el aici posibil mai timp chiar e la 68 la momentul actual. Ca să nu ne complicăm cu Fibonacci canal. Da. El acum e ca aici și zone trebuie să folosim. Zona trebuie să o folosim e ca pe impulsul ăsta. Acum să punem și să arăte zonele date. Și că el ajunge la punct 68. Și evident că piața ce face aici. Eu și la market scași tot aceeași analiză. Aici formează un vârf dublu care trebuie să fie
cursului nou. Adică piața oricum se schimbă prin figură. Aici a fost un cap cu umeri, aici a fost un vârf dublu, aici tot un cap cu umeri și a trecut, aici tot o să vezi un vârf dublu. Evident că aici noi înțelegem că asta e corecție, este impuls, e că au ajuns la nivelul dat, sărorul deja aici trebuie de închis și de deja de orientat la trazate de cumpărare, la trăbate de nivel de dat. Eu asta văd pe GBP, dar trebuie figura asta să fie clar definită. Adică e, practic, e și este figură. Asta ce figură? Așa, H4, H1 de sigur. Ce arată el? H1. Nu, e deci ca o, ca o figură. E aici, el poate să mai încerce, să mai coboare odată. Și dacă nu va putea noi ca zona asta, punctul ăsta nu poate noi. Apoi aici, deja mai departe, în tranzacția de cumpărare. Puteți să lăsați Fibonacci canal pentru că pentru a ține tranzacția poate lungit pentru intervalele date. El a să meargă tot după dânsul. Are și pe cei cât îmi doar și pe asta. Păi el a ținat alt Fibonacci, alt canal. Adică puteți să-l lăsa la lungiți așa în felul următor. Tot pe ce o fiți de corectat. Deja când intri înapoi, deja mergeți după Fibonacci canal. Mergeți canal, el a să înceapă, corecție. Iar corecție și în sus după dânsul. Care aici? Așa, brânz viteai. Ce faci brânz viteai? Pe brânz sau viteai? Viteai. El e practic vergă, practic, mână în mână acum. O, mergi bine, bă. Foarte bine. E sărbătoare. Da, trebuie să nu mergi. Da, spunem, aici vom lua... În primul rând, deci, dacă spunem canal, ce fel de canal putem spune noi? El aici, evident, este, dacă punem o perioadă de H4 pe două puncte minime, el era crescător, l-am întrebat o altă, pus des crescător, fiind conformat de aceste două puncte minime, în felul următor. El a revenit, a ieșit din canalul nostru, a ieșit din canalul dat, el revine înapoi, e specific mișcare aici, ce eu nu stau prin, cum a ieșit noutate? Negativ. Asta cât e noutatea, umbra, de ce zi e, dar cât a ieșit ca indicator, ca, ca în negativ sau pozitiv? Negativ. Pozitiv pe numărul de plus, ok, pozitiv. Dacă e pozitiv, se extrage mai mult petrol, evident, petrolul ce desfac? Duc în jură, da? Am înțeles. Ok, din punct de vedere tehnic, aici mai departe, dacă el a intrat înapoi în punctul dat, chiar dacă aici e un anumit punctul maxim, eu sunt de părerea că asta tot ce este, asta e corecție. E și așa să fie greu de traslat de lens, adică asta e corecție. Tot timpul e greu de traslat de corecție. Corecție la ce? La tot impulsul care a fost aici. Eu cum aș da un H4. Acum corecția dată, el a să fie pe la un nivel, semnal că se înseamnă corecția, a să fie punct, nu a să poată noi punctul minim. Vorbeam cu un trader, chiar, și chiar Jean-Marc în discuție am discutat, că nu mi-e punctul ăsta, pentru mine ceva îl înseamnă, de ce înseamnă, fiindcă impulsul care a fost și corecția care a fost, ele practic sunt egale. Este prim semnal că piața schimbă trend. E simplu, dacă corecția puterea vânzătorilor sau puterea cumpărătorilor este egală cu puterea vânzătorilor, asta evident că nu e nimic altceva decât ori trend lateral, ori figură de schimb. Am estimat că el a scoboare undeva până aici, ca un următor umăr, înapoi în bai, el a străbătut linia dată. Acum, tranzacția este de vânzare, eu aici aș fi foarte atent, dacă ar străbate zona asta, al Fibonacci canal, dacă ar fi ca zona asta, ar străbate-o, eu cum, practic, o să trebate acum, eu m-aș orienta și la tranzacții de vânzare, de sell până aici, nu mai e jos de aici. În felul următor, ar fi de vânt, atât și pe brand și viteac, e practic aceeași. Adică m-aș orienta în coridoarele date să mai tranzacționez și m-aș orienta la punctul ăsta, dacă s-ar poate noi sau nu. Cumva coincide cu nivelul T8-2? Al lui. Bonacilini? Dacă m-a spus Bonacilini? Care e bursul? Cea mai mare. De unde și Fibonacci? Aici, da. Da. Da, dacă pun Fibonacci linii, Fibonacci linii măsoară corecția asta, până aici. A, nu, de la următor. Aici, da? Da. Măsoară asta, linii.
Și atât, asta deja nu face parte de aici. Deci el Fibonacci linii local. Aici noi avem coridorul nostru, eu am ieșit din coridorul nostru. Evident că ești punctul maxim, spun un nivel. Văd dacă o dar practic o rost până e. Adică asta tot înseamnă ceva când el formează în OIE, practic mișcările se egalează. Când mișcările se egalează, ori tren lateral, dar el e foarte scurt, ori figură de schimb aici, neapărat trebuie să fie asta. Dar e trebuie să fie, fiindcă dacă dăm un PH4 sau un D1, asta, corecția care se întâmplă acum, este bază la impulsul dat care este aici. Și noi asta am vorbit și la masterclass-ul trecut, că avem nevoie după Fibonacci expansiune, când am pus Fibonacci expansiune pe asta, el a ajuns în nivelul 100 aici. Noi vorbim în data cu câteva masterclass-uri în urmă, că el până nu putea să urmeze o figură de schimb, era prescurs undeva pe aici, pe mielul mai crescut. Și acum așteptăm corecția noastră. Corecția noastră e poate să fie ca până aici, e ca până la punctul ăsta. Încă așteptăm, avem răbdare, oricum, cine trebuie să fie deschis relația de cumpărare între aceia ori poți să folosească metoda lactului, dar încă nu e pentru metoda lactului, trebuie să avem un pic de răbdare, confirmez. Și oricum, e mai departe, în tranzacție de cumpărare se va aștepta. E clar ce care e evoluția. Mergeți între nivele date, ele sunt deja foarte multe, aveți un orientat, dar știți că sunt foarte prudenți. E clar? Are și mai bani pe cel cine ești cum are? Cel. Cel aveți de mediu jos? Și bani. Și bani și cel, da? Primul rând, când trei doar în market, el e obligatoriu de asta cu analiză și perioada scurtă și perioada lungă de timp. El nu poate să orienteze în altă perioadă, este obligatoriu. Evident că depinde cât e lac, ce lac tare. Tranzacții de cumpărare, ele nu sunt strașnice. De exemplu, asta este moment când traderul, de exemplu, deschide ca un săl de pe jos, de acolo, când piața a început, a deschis un săl și el a spus în sus și petrolul de grabă n-a să ajungă jos acolo. Da. A, înțeles. Dar în cazul când, de exemplu, s-a deschis o tranzacție de bai de aici, chiar de vârf și el face în corecție, e oricum asta e pe un termen scurt. Scurt asta nu e o zi, două, e o săptămână, două, trei, o luni de zile maxim, oricum el îți va duce bani. Tranzacții de vânzare, dacă aveți, aici trebuie să puteți folosi metoda medierii la străbaterea lui canalul dat, să mai deschideți cel pentru a media. Este asta o metodă, dacă nu, deja iarăși dăm corecția dată. Adică eu am trebuit că iau tranzacții de vânzare, de unde e vânzare? Da, trader acum ce a făcut? A închis tranzacția de vânzare, cum s-a făcut analiza date. S-a făcut în perioade de ele, lacătul de medică de vreo 500 de puncte, dacă nu mă greșesc. Folosând metoda medierii, vreo trebuie 200 de puncte ca piața să facă, el traderul să iasă în 0. După Fibonacci linii, dacă pune Fibonacci linii pe toată căderea dată, până la nivelul 236 erau vreo 100 și ceva de puncte. Până la 236, el până acolo avea să ajungă, practic, trebuie să ajungă acolo. Dacă până la 38.2 era bine. Adică traderul dice, mai deschid tranzacția de vânzare, că și-a fost ca un fel de vârf dublu. Să pornite jos, punctul de confirmare a fost răbaterea punctului minim, e acesta punct. Corecție, își dice tranzacția iară de vânzare, sau. Practic, a ieșit în 0. Adică la punctul dat, numai că s-a așteptat, mai departe azi continuu, nu a închis tranzacția date. Acum așteptăm iară să coboare jos. Adică, dacă mai faci o cădere, deja se poate să închide punctul ăsta. Adică folosesc metode de dat fix, deschiși cu piață, găsesc modalitatea. Asta e ca într-un orice. Știți cum e ca sunt persoane care el vede ceva după ușa dată, da? Adică vreun scopul lui să, după ușa acolo îl așteaptă ceva. Sunt persoane care îi văd ușa și spun că ei, e ușa acolo, cum se trec ușa. Nu, cât nu poate și ce acasă. Sunt persoane care se învânt și o rupe și ies în prudență. E ca mare parte aș vrea așa să fie. Trebuie să aveți un scop să ies de lacăt. Eu mă și presc să ies de lacăt. Gata și gata. Și anume trebuie să puneți că așa pe piață, vă poziționați. Că eu ies de lacăt, așa și el să mai bun ca mine. Sau piață. Eu ați găsesc metode, metoda adăugării, iar sunt într-un lacăt, ați mediez, ați adaugă, ați folosesc diferite metode și eu astea se întrează. Nu te o teme de punct, de a face, de a cerca în ochi. Nu să mergeți corect pe piață, să nu încălcați. În primul rând, trebuie din start. Când faceți tranzacții, este un moment când traderul intră pe piață, face careva experimente și când duce minus off și se fac, da? Adică nu de asta trebuie să faci o mică analiză, un calcul, dar după ce ați făcut, ați intrat într-un lacăt, în primul rând vă calmați, închideți calculatorul, dați pași în piață, dacă ați intrat în lacăt, așa să închideți calculatorul și chiar o oră, două ore și nu intrați pe piață. Stați să ne știți că e lacăt, gata, s-o, am intrat în lacăt, nu mai e nimic rău.
că trader poți să fac mereu când repede și pe emoții. Așteptați, deja faci o analiză în Daily H4 și deja găsesc metode de ștelag. Daily simplu. E metoda adăugării, metoda medierii. Aici. Da, el o să-și urmeze tendința de creștere, da? Da, el trebuie să urmeze o figură ca să înceapă tendința creștere. El e trend pescător aici. Dați-mi de lucru. Și da, dați chestionare, că... Asta e timpul astea. El e trend crescător, adică noi și nu putem vorbi. Dacă eu aduc o linie, o sunez punctul ăsta cu punctul ăsta, da, curentă, că ar fi. El trebuie să coboare jos. Eu v-am spus că eu aștept undeva până aici, coboare până la punctul maxim anterior. Cum a căzut și aici, în urmăia textul. Adică el trebuie să coboare jos, pentru că el e în corecție. Figura care s-a format, care, sau mișcarea care s-a format anterior, o dat de știri, parcă gata, el mai multe de bai, dar văd că încă nu are puteri, continuă să-l am, lăsăm să meargă să-l. Corecția așa e, corecția tot timpul se depășește de cap, corecția tot timpul te obosește. Deci el nu se recomandă să facă corecție. Dar deja așteptăm corecția, chimisarea corecției, o figură stabilă, străbatere și merge la rație de cumpărare. Confirmări, noi avem pe piață nevoie de niște puncte stabile. Ipoteze, presupuneri, ele sunt foarte multe. Adică noi putem acum să discutăm despre instrument, fiecare îți dă părere și la fiecare îți fie diferit. Dar cel mai concret este atunci când traderul vede nivel străbatere, vede Fibonacci străbatere, vede 1, 2, 3, 4, că el vede confirmare și sunt tranzacții. Ok? Vede, ce instrument? Gol. Gol. Gol, ce-i cu el? Ce-i cu golul de crește așa de tare? De ce crește goldul dacă doar americani se întărește? Întrebare. Întrebare de milioane, da? Eu în felul următor aș poziționa Fibonacci canal, l-aș pune la momentul actual, l-aș pune pe punctul dat. De ce crezi pe tine aurul, pe post, trebuie? De ce nu-ți cunoaște asta? El tehnic, dacă nu știm că se întărește dolarul, cu COVID-ul parcă totul e ok, cum? Sunt cazuri noi infectare, dar și vaccinarea merge masă, sunt focare de rede să stupă, spun așa, dar aurul crește. Fibonacci canal, tehnic, am plasat punctul ăsta și pe punctul dat. Eu ar considera că e de cel mai bine plasat aici și deja punctul maxim l-aș lua punctul acesta. La momentul actual aici este interiorul dată destul de bine, văd că lucrarea nivel de date, în restul nivelul este foarte bine lucrează. Cine cade următorul nivel, el aici este bătut punctele maxim, îl duce în sus. Aici evident că noi mergem deja să orientăm în intervalul nivelelor date, adică la momentul actual aici... Aveți tranzacții de nesul de care? Nu, eu n-am tranzacții. N-aveți tranzacții, deschideți, am înțeles. Eu aș intra o corecție, pentru că asta e și normal, este tot impulsul dat, să aibă nevoie de o corecție, undeva poți fi ori la nivelul dat de aici, ori la nivelul dat de aici. Mai mult ar fi nici. Dacă eu cred că pun Fibonacci linii, tot e în cursul dat, cred că acesta e un nivel destul de puternic. Ori 38 și 2, ori 50. Ia tot e în cursul ăsta pus Fibonacci. De exemplu, la unul actual, aici eu deja n-aș să fie tranzacție de cumpărare. Ori 32 e 50. Așteptăm corecție și mai departe iar tranzacție de cumpărare. Pentru că China a ieșit niște date statistici unii produc, au consumat sau au produs mai puțin aur ca luna septembrie, cu mult mai puțin acolo, sub 30% mai puțin. Plus la asta, situația asta instabilă pe piață cu inflația care se atunci în Republica Moldova, la noi cresc prețurile foarte mult, în lume tot aceeași situație, practic, statele merge, aduce la o neîncredere pe piață și cum ei se formează că așa o tendință crescătoare. Eu foarte mult am stat aici în incertitudini. Toți au așteptat și chiar și noutatea care a fost săptămâna trecută. Aici tot au stat așa într-o incertitudini și legat de FOMS. Dar mai departe, deja luat mai departe ca un instrument de refugiu, luat tendința crescătoare, atunci noi tot ne uităm mai departe la bai. Tehnică aici mai departe, așteptăm corect la unul din nivele și tranzacții de cumpărare. Ori Fibonacci linii, ori canal folosiți și mergeți mai departe. Mersi.
Încă? Ce femeie? Cine mi-a transat pe dreapta? Eu. O, o să de jupi. Ce ți-am transat pe dreapta? O să de jupi. Ce sunt cei pe acum? Cine a scris bani pe dreapta? Schidem. Nu, a ajutat corect aici deja. La nivel de canal, bănaci canal, aici eu nu l-aș plasa. De ce? Eu sunt pregăt ce el a sfârșit zonii de-a spăseam, să vedem cum a să ajută. Canalul nu ar putea pune aici, canalul el a ieșit în trendul lui. E cel mai eficient, el ar fi Fibonacci linie, atentul următor. El a ajuns până la nivelul 50, mai departe s-a fi cumpărat. Canalul, aici, dacă spun canal, el ar fi în felul următor. E ca așa, spune. Dar el mie n-a să dă nicio informație în momentul actual. Nicio informație. De ce e acum? Dar după linii, noi și eram conștienți că trebuie să fie o corecție. O corecție la ai tot impulsul acesta crescător. Plan de actual am așteptat corecția, lovit în nivelul 50 și baiți, pornit brusc, fără practic nici figură nu am făcut aici. Două figură și mai departe, tranzacții de cumpărat. Nu, aici așteptăm o mică corecție, el poate să formeze ca, dacă în H4 sau chiar și în H1, poate să formeze ca un fel de cap pumere așa inversat, micuț, ca o corecție foarte micuță și mai departe iar în bani. Adică acum eu aș aștepta o mică corecție și mai departe iar tranzacții de cumpărat. Dar era japoneză, mi-a ținut trendul crescător. Și evident, după deci a fost un impuls, o corecție mai micuță, un impuls, o corecție mai mare, să formez un impuls și poți formez o corecție mai mare și deja se schimbi trendul dat. Adică asta și este ce legat de Fibonacci, că nu în momentul la toți trebuie să cunosc primul impuls, are corecție cea mai micuță. După care impulsul 2 are corecție mai mare, impulsul 3 corecție mai mare și până urmează, până se egalează puternic. Când se egalează puternic, deja figură de schimb și mai departe, iar fixă ce și stoi strip. Și momentul actual e ca să se vede piața. O corecție mai micuță, o corecție mai mare și următoarea vedem punctul maxim, la noi ești nivelul 0 și mai departe bani. Putem spune Fibonacci expansiunii, el a să fie fix nivelul 0, 68 al expansiunii, deja avem punctul de ieșire de piață. De ce Fibonacci aici nu este efectiv, anume în momentul dat iena japoneză? Când a început al creșterea? Aici este un factor fundamental. Pe 28 august, când a fost demis prim-ministru băncii Japoniei, iena japoneză a început scad, respectiv dolarul, în raport cu iena japoneză, a început să crească. De ce, iată, instrumentul Fibonacci, când avem ceva din punct de vedere fundamental, ele nu sunt efective. Și iată, iena japoneză este un instrument care ne dă dovadă. Ok, încă, mai sunt ceva întrebări, de nu? Eu ori dolar, da? Dați de demn, după care avem un concurs cu dumneavoastră. Eu ori dolar, în perioada de pe 4. Aici. Nu? Nu, ca Fibonacci canal, în primul rând aici Fibonacci e greu de lucrat.